Cei doi bărbați imediat cercetați pentru proxenetism vor petrece următoarele 30 de zile după gratii. Ei au fost reținuți miercuri dimineață în urma mai multor percheziții efectuate în municipiu într-un dosar de proxenetism și deținere ilegală de armament. Ca urmare a perchezițiilor efectuate în dimineața zilei de 21 ianuarie, polițiștii din Megidia, cu sprijinul Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, au ridicat pentru audieri 8 persoane. Dintre acestea, 3 bărbați erau bănuiți că în perioada octombrie 2014-ianuarie 2015 ar fi determinat și înlesnit practicarea prostituției mai multor tinere pe raza localităților Megidia și Cernavodă. Marius Ionuș Ciocoiu și Cornel Nicușor Moglan au fost prezentați ieri instanței cu propunere de arestare preventivă. Magistrații judecătoriei Megidia au admis cererea procurorilor, iar cei doi bărbați vor rămâne 30 de zile după gratii. Poliția municipiului Megidia, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Megidia, au desfășurat cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În cauza au fost reținuți 3 suspecți, dintre care 2 au fost prezentați instanțe cu propunere de arestare preventivă, fiind arestați pentru 30 de zile. Al treilea suspect este cercetat în stare de libertate, fiind pus sub control judiciar. În urma descinderilor au fost ridicate și mai multe obiecte ce puteau fi folosite la infracțiuni comise cu violență și bani. Oamenii legii au confiscat o armă de vânătoare de calibrul 12 mm cu țeava tăiată, care nu este înregistrată în evidențele Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, 59 de cartușe și un revolver.